Bine v-am găsit, dragilor! Despre iubire s-au spus multe și multe se vor mai spune până la sfârșitul lumii. Chiar dacă nimeni nu va reuși vreodată să cuprindă în cuvinte ceea ce simțim, atunci când suntem cu adevărat îndrăgostiți, invitații mei sunt dovada că încă putem crede în povești de dragoste din acelea care se termină cu și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Privirea, gesturile și felul în care transmit lasă să se înțeleagă asta. Ea este cea care a reușit să-i aducă pacea inimii, iar el este tot ce i-a lipsit până când le-a fost dat să se întâlnească. Bine v-am găsit, Adina și Cătălin Tăinaș! Noi bine te-am găsit în căsuța ta. Ce-i drept, mulțumesc. Este pentru prima dată, eu nici măcar din curiozitate, sau n-am avut vreme, cred că până în momentul de față, să intru în colțișorul tău. Foarte intim, foarte intim. Mulțumesc, Adina, mulțumesc, Cătălin, că ați acceptat invitația și pentru că mi-ai adresat vorbele acestea. Aș putea să completez că avem vești în premieră pentru cei de acasă și probabil a fost premieră și întâlnirea ta cu platoul emisiunii Folclorul sub lupă, emisiune de altfel urmărită de cei de acasă. Vreau să vă spun că, dincolo de faptul că suntem în fața micilor ecrane, întotdeauna v-am admirat, v-am prețuit ca oameni și aș vrea pentru început să le spuneți celor de acasă pe ce criterii s-a bazat începutul relației voastre și cum v-ați întâlnit, de altfel că mulți nu știu asta. Hai să zicem în primul rând bună ziua, să te salut și eu că am venit aici arbitru între voi două băieri care vorbesc într-una. Îmi place cămăruța ta, e cochetă tare. Vin și eu cu o completare față de ce ai spus la început. Ea a adus pacea inimii mele, eu vreau să cred că am adus echilibru în viața ei. Da, era. Și încă mai e așa o persoană zbuciumată și nu vreau să zic dezechilibrată, că nu e dezechilibrată tot timpul. Dar am venit cu echilibru și cred că facem echipă bună împreună. Începuturile? Au trecut așa de mulți ani încât cred că nu ne trebuie mai amintim. Trebuie să-mi derulez așa în urmă mai exact și să-mi deschid sertarele minții. 11 de relații anul acesta, dar ne cunoșteam dinainte. Eu îl știam pe Cătălin de la spectacole din Făgăraș, știam că este dansator și știam că este un solist foarte bun, știam că e un băiat deștept, dar mai mult de atâta nu credeam vreodată că poate să-mi arate ceva. Nu prezenta interes. Da, serios, nu prezenta interes. Nu te-ai fi gândit niciodată că ți-ar putea deveni alesul inimii? Nu, în niciun caz. Nu, nici atât. Dar nu admirai? Nu ți se părea cochetă? Nu te atrăgea ca parte feminină? Mi se părea într-un antonim total cu personalitatea mea, să zic așa. Mi se părea fițoasă. Inabordabilă. Ușor arogantă, inabordabilă. Da, toate calitățile astea care îl fac... să caracterizeze genul ăsta de pipițe folclorice, să zic. Și nu, nici măcar n-am încercat să mă apropiu cumva de Adina, mai ales că eu eram și într-o relație, nu știu dacă m-ai spus treaba asta înainte, de Adina am avut o relație de 8 ani de zile și am renunțat la relația respectivă și am plecat pe alt drum. Acum că tot ai spus de relația de 8 ani de zile, te așteptai sau te gândeai că se va finaliza iubirea aceea de atunci cu căsătorie? Băi, nu știu, la 21 pic de ani aveam gânduri de finalizat cu căsătorie. Mergea pe principiu, dacă mă ajută Dumnezeu, nici la anul, știi? Să scape de însărătoare. Dar tu, Adina? Băi, Doinaș, știu când... De fapt, atunci nici nu eram Doinaș, că mi-am luat numele, pseudonimul Doinaș ulterior. Cătăline, tu când te însori? Dacă mă ajută Dumnezeu, cred că nici anul viitor, că mi-e bine așa. Ai cochetat cu burlăcia și poate ți-ai mai fi dorit să mai cochetezi. Dar Adina ți-a pus capac. Adina, care spuneai puțin mai devreme că ți se părea inabordabilă, poate și pragmatică, iată că ți-a luat mințile. Eu sunt sigur că și dincolo de ecrane sunt oameni care au aceeași părere despre Adina. Categoric, da. Că este ușor inabordabilă. Și nu cred că sunt nu cred că sunt puțini cei care cred. Nu fac reclamă negativă, dar... Are de multe ori atitudinea asta ușor... Dar oare nu-i mai bine să fii rezervat așa pentru început? Păi așa cum am fost eu vis-a-vis de... Mine. De tu erai Cătălin. În relație pe atunci, Adina? Nu eram în relație, eram ieșită din relație. Eram între niște relații de genul. Eu terminasem facultatea, m-am întors de la Târgu Mureș la Făgăraș, locuiam cu ai mei. Eram un pic dezorientată, să spun așa, că nu știam... Ai văzut? N-am zis eu dezorientată, am zis dezechilibrat de același lucru. Și am venit, eu am apărut așa și Eram dezorientată vis-a-vis de ceea ce... Sentimental.
rezervă viitorul. Nu știam ce fac. Eu eram ferm convinsă că o să fiu tehnician dentar. Niciodată nu mă gândeam că valul mă va duce atât de puternic către muzica populară sau către Etno TV, de ce nu? Am început să ies cu Doinaș. De fapt, cum a început? A fost un complot de la mijloc. Da. Înainte să înceapă relația noastră. De care eu am aflat ulterior. Adina a punctat mai devreme un lucru, că eu eram membru într-un ansamblu de dansuri, eram dansator, cântam după cum juca, invers, jucam după cum cânta ea, făceam figurație și am complotat cu instructorul de dansuri, urma să plecăm într-un turneu la mare, acum 11 ani. Și Adina nu știa că se întâmplă niște lucruri prin spate. Am vorbit cu domn profesor, a venit și Adina ca și solistă și când am ajuns la mare, ce să vezi, nu mai erau camere disponibile, mai era o singură cameră în care ar trebui să stăm noi doi. O cameră și... pe care a trebuit să o împărțim vecini de cameră. Da. Da. Erau paturi separate, dar totuși nu era nu confortabil nici să ieși de la baie, de la duș, nici... Știam pe Cătălin, da. Să mai și dor cu el în cameră, parcă era prea cameră, mult, nu? Da. Mai mult de atât, el, iubita, și-o lăsase acasă. Adică... Da. Eu plecase în alt concediu. Și tu într-un alt concediu. Așa da. Cum ai spus de vecini. Ei bine, vreau să prelungim sau să lungim această discuție care e cu totul și cu totul specială, cu sare și piper. Suntem tot la preludiu. Spuneți-ne ce s-a întâmplat în cameră. Mă, chiar nu s-a întâmplat nimic în cameră. Chiar nu s-a întâmplat nimic în cameră. Ușor dezamăgită, zice treaba. Păi ușor dezamăgită, că da. Începusem să... Atunci am început să-mi pun semne de întrebare. Parcă îmi plăcea, dar în același timp nu-mi nu plăcea. Nu strezea interes. Da, parcă îmi plăcea. Începuse să fie amuzant, începuse să se deschidă în fața mea. Repet, știam că e deștept, dar... Cred că a fost un aport important, seara, la spectacol, așa era regia făcută, eu intram pe scenă și Cătălin urca după mine și venea tot timpul cu un trandafir la mine. Dansatorii din spate, în momentul în care îmi dădea floarea, strigau: Pupă-mă! Da, aș vrea să vă spun acum, nu știu, te-a pupat până la urmă dacă e tot strigat? Păi stai să-ți spun! Am plecat acasă de la mare după o săptămână de zile, după 10 zile, nu mai știu cât am stat. Da. Și seara, prima seară... Dar nu s-a nimic. Da, prima seară în care eram deja acasă la Făgăraș, vine maica mea: tu, e Cătălin în fața blocului, poftim, e Cătălin! Ce Cătălin? Cătălin, nu a venit. L-am văzut cu floarea în mână. Băi, aici mi s-a prins... Eu mi-am continuat regia. Da, aici mi s-a prins un beculeț. Am început să ieșim, Cătălin mi-a spus că, uite, am de gând să... renunț la relația mea, să fim împreună. No, mai mult de 2-3 luni, maxim, da. Nu pe avem, nu o să ne potrivim, dar chiar nu suntem, nu ne asemănăm la gusturi, la nimic, nici de la mâncare, nici la gusturile muzicale, nici suntem total nici diferiți. Nu, suntem total diferiți. Și totuși ceva funcționează. E nebunia. Ei. Răbdarea lui. Dar voi credeți în destin? Nu știu ce să zic. Da, cred că fiecare are drumul lui și la un moment dat se întâlnește cu drumul celelalte persoane. Păi de asta și de acolo... am și întrebat, pentru că prea au fost să te trezești că dormi în cameră cu un om care nu-ți prezenta interes, pe care n-ai pus ochii. Ajungi la o răscruce și te decizi, merg pe drumul pe care am plecat eu, merg pe drumul pe care a venit ea sau ne găsim un drum împreună. Și cred că l-am găsit, ne-am făcut, deci total... ne-am bătătorit noi potecuța noastră, nu ne-am dus nici pe drumul ei, nici pe drumul meu și am luat amândoi prin mărăcini. Am avut curaj, acum eu cred că aș da vina pe naivitatea vârstei, că eram tinerei, după un an de zile de relație, noi am venit în București, fără să avem locuri de muncă, fără să avem unde sta, fără să avem nimic. Chiar am plecat de la zero împreună și cred că lucrul acesta ne-a... Păi asta a și făcut să funcționeze relația. Dar cum a crescut povestea voastră până azi? Cât de mult a contat faptul că aveți aceleași valori, aceleași crezuri? Ne-am găsit pasiunea comună în cântec, cred. Deși, cum zice Adina, pasiunile noastre sunt total diferite. Nu știu ce să zic. Am trecut de la una la alta, așa cum ne-au fost date? Le-am luat așa. Eu, când zice Adina, când am venit în București, eu mi-am jurat mie că nu o să mai
cag niciodată în București, nu l-am suportat pe Bucureștiul ăsta. Se pare așa de lume multă, oameni puțini, fără pereche. Eu am făcut facultatea în Sibiu. Ulterior am făcut un program de master, n-am spus niciodată lucrul ăsta la televizor, până acum, că așa și-a trecut vreme de atunci, un program de master în cadrul Academiei Naționale de Informații, la Serviciul Român de Informații. Am cochetat cu partea subtilă a existenței umane. Am plecat din București după 2 ani de zile de experiență așa subterană. M-am întors în Sibiu și vorbim cu Adina, mai să plecăm. Și ea zice, unde? În București? Nu. Nu m-am București. Și în București am plecat. Dar nici eu nu credeam. Și nici ai noștri nu ne-au crezut. Când le spuneam prietenilor, noi ne mutăm de săptămâna viitoare în București. Aveau o reacție tot. Păi cu siguranță că voi, exact cum ai spus, nu aveam un scop pentru care mergem în capitală. Adică nu serviciu, nu facul. Practic nu. Nimic. Mă îndreptați către un teren necunoscut la vreme. Bălării prin mărăcini. Pe drumul pe care n-am mai călcat. Nu îți mai zic că... Am plecat de acasă cu un așternut de pat, așa, l-am luat din dulapul mamei mele, după câțiva ani și-o dat seama. Da, mama a spus că parcă n-ar fi frumos și n-ar fi moral să mă mut cu un bărbat de la 22 de ani în casă, în condițiile în care m-am întrebat, e alesul? O să faceți nuntă? Păi nu știu, nu vezi vremurile astea moderne, testăm. Nu se poate. Dacă te muți, stați în București? Dacă te muți cu el, îți dai seama că trebuie să rămâi. Orașul nostru, de unde venim, din Făgăraș, orașul nostru e mic. Toată lumea ne cunoaște, ne cunoștea de pe atunci, nu ne cunoștea ca soliști. Ne cunoaște. Așa un șoc, da? O undă de ceva, voi sunteți împreună? Da, că noi doi suntem împreună. Ne cunoșteam și n-am avut niciodată tangență unul cu celălalt. Și chiar am luat-o de la zero, că la asta voiam să ajung. Ne-am mutat în chirie cu ajutorul doamnei Elena Merișoreanu. Apartamentul n-a fost unul pe care la care să ne fi gândit. N-au fost condițiile, a trebuit să zugrăvim, nu ne permiteam financiar. Doamna Elena ne-a recomandat, luați-vă un zugrav, de unde, că le trebuia plătit. Că vezi, te dădea roșcuța cu lavabilă pe pereți. Începusem deja să vin la dedicații la Etno și fetelor de la machiaj le tot spuneam că să nu-și facă probleme, că nu sunt nespălată. Mi-am spălat părul, ușoare picățele. Doar că am ușoare picățele de lavabilă. Eu în timpul liber acasă trebuia să zugrăvesc camerele, două ore trebuia să lăsăm să se usuce, să respire pe reții, după care să dăm lavabilă. Ce să facem? Am luat-o de la zero. Ne-am bucurat. Îți aduci aminte primul pat în care am dormit în București? Am primit de la niște vecini. Da. Au abandonat camera copiilor, o canapea portocalie pe care o văd. Dar uite cât de frumos vă amintiți de momentele acelea. Da, dar ne uitam la pat. Episodul pilot. Și totuși erați genul de adulți, până la urmă, la vârsta menționată, în care plecați de acasă, de la părinții, de condițiile erau... N-aș zice adulți. Ok, să spun. Bine, adolescenți. Rebeli. Bravo. Și veneați în capitală, în acest sector necunoscut pentru voi și totuși vă adaptați acelor... Repet, acum, nu știu dacă aș mai avea curajul să iau atitudine să fac o astfel de mișcare, o astfel de mutare. Pe atunci... Nebunia. Tinereții. Păi da, dorința. Nebunia. Doinaș, dacă era nebunie, nebunia o rămas. Adică, unde să se ducă? S-a diluat. Dar regrete sunt că ați făcut alegerile acestea? Poate acum, de când îl avem pe Andrei, că ne-a fost un pic greu. Acum, mi-e ciudat să discut cu tine. Știi foarte bine că ajutorul nostru a fost Miți, mămica ta, în ceea ce... A însemnat creșterea lui Andrei până la 3 ani, că de un an de zile suntem în pauză și ne ocupăm noi în totalitate de Andrei, dar ne este foarte greu. Adică Miții săraca a trecut prin deodată cu noi prin episoade cu răceli, cu febră, cu indigestii de ale copilului. Prima dată când a trebuit să plecăm noi de acasă, am avut tocmai la Zalău spectacol, aveam joi, vineri, sâmbătă și duminică. Perfect, avea Andrei 3 luni de zile și făcuse bronșeolită. Și ne-am dus amândoi și cu Miții la doctor. Și am zis, trebuie să vă internezi pe tine, mămică, și pe copil în spital. Nu se poate așa ceva. Și Miții zice, domnule, hai să găsim o variantă. Că... ca să puteți pleca la spectacol. Da, nu putem să facem ceva, un tratament de pe azi, pe mâine. Și ne-a dat, am făcut aerosol în seara aia cu adrenalină.
într-un copil la 3 luni de zile. Miți sta cu noi în casă și dimineața când am mers a doua oară la vizită la doctor, era deja mai bine. Era deja mai bine. Și zice, hai că se pare că e mai bine copilul, a reacționat foarte bine la aerosolul. Plus că erau și costuri foarte mari pentru spitalizare și un lucru care nu era. Și au rămas Miți săraca cu Andrei cu aerosol de joi până noi am ajuns luni după masă. Să dați seama, emoții și pe noi și atâta responsabilitate pe Miți, în spatele lui Miți, săraca, ia o cărat copilul și nu ne mai spunea. Mai avea așa ca să un nepoțel. Da. Nu ne mai spunea ce și cum. Da, e bine, stați liniștiți, ne suna video să-l vedem pe Andrei, e bine, o mâncat, e bine, suntem bine, măcar să fim noi cu gândul acolo. Pe lângă spectacole am avut nunți. Acum, eu cred că nu-i frumos în dimineața nunții să îi sun pe miri, știți? Noi nu mai ajungem. Categori. Astăzi nu vă mai ajung soliștii la nuntă. Ideea e că vezi, pentru fiecare dintre noi vine poate un moment în care primim un ajutor, că altfel e un om cu experiență care stăpânește altfel. Poate mulți zic, băi, ce viață ușoară duc, dar nu? Deloc ușor. Să pierzi zile și nopți. Și mi-aduc aminte de foarte multe ori când vă vizitam și acasă, cum vă grăbea să ajungeți la spectacol, să știți ce trebuie copilului să fie, proviziile făcute, să te apuci și de călcat, costume. Chiar nu e simplu. Plus că voi cu adevărat v-ați crescut copilul dacă stai să te gândești singur. Adică n-ați avut bunici în apropiere, nu au fost aici în oraș. Asta a fost un dezavantaj mare pentru noi, pentru că părinții noștri sunt dincolo de Carpați. Lucrează și unii și alții și foarte rar au putut să vină încoace să ne ajute. Și cât a fost Andrei mic, era și nouă foarte greu să-l ducem acolo, nu stătea copilul departe de noi foarte mult timp. Și compromisurile pe care le fac părinții. Adina, păi da, dar cred că toate merită. Categoric. Satisfacția e uriașă ulterior. Parcă uiți de greutăți și... Oricum, după ce l-am avut pe Andrei, eu zic că l-am avut împreună. Chiar și de multe ori zic după ce am născut, că am născut în echipă. Mai aveam un pic și neșteam acasă. Dar dacă avem vreme, discutăm și de treaba asta. Oricum, de când îl avem pe Andrei, nu pot să-mi imaginez și nu pot să mă gândesc ce am făcut cu atâta timp înainte. Nu v-ați vedea viața fără el? Nu, acum, categoric nu. Nu știu ce am făcut înainte cu atâta timp, mă înțelegi? Adică ce făceam când nu era copilul? De ce? Nu știu. Îmi lipsesc niște episoade, da. Nu știu cum ai fost tu, că în general fetele din ziua de astăzi, sau multe dintre fetele din ziua de astăzi, se gândesc la ziua cea mare, ziua în care voi îmbrăca rochea de mireasă, abia aștept să-mi întemeieze o familie, abia aștept să fiu mă mică. Să prind buchetul prima dată. Da, după care să... Eu niciodată nu m-am gândit la aspectele astea. Nu mi-am dorit nici să-mi pun cununiile, nu mi-am dorit nici să mă văd mireasă, mai mult de atât mă mică, nu, chiar... Chiar nu m-am văzut niciodată. Da, știi foarte bine cu discuțiile de dinainte cu Adina și cu șansele foarte mici de a rămâne însărcinată și și mai mici de a duce o sarcină până la capăt. Și cu toate astea... Au funcționat toate la superlativ și funcționează. Așa se pare. Păi și să dezvoltăm subiectul, de ce se pare? Așa am ajuns în prezent? Deja am ajuns în prezent, da. Da, să știți că la fel de repede trece și viața noastră așa. Păi vezi? Așa trece și viața. Ce poți face astăzi, nu lăsa pe mâine. Lasă pe poi mâine. Te imaginai mămica a doi copii? Nu se imagina mămica nici măcar a unui singur copil. Ea crescând singură, permit să vorbesc despre activitatea ta dinainte de... Ea crescând singură acasă la părinți. Nu vine să cred că în emisiunea asta vorbești tu puțin mai mult decât vorbesc Adina, mai ca mult? O paranteză. Să știi că ce e rău să ia. Da, se copiază, da. Ea a crescut singur, repet, cred că a treia oră zic lucrul ăsta, cu sentimentul ăla al egoismului, adică tot ce se întâmplă mi se cuvine mie, e al meu și este numai al meu. Și până să-l avem pe Andrei era Adina pe locul 1, pe locul 2, pe locul 3. Pe primele 10. 4-5 erau libere, pe 6 iar venea ea, undeva pe 9 apăreau restul personajelor în poveste. De când e Andrei în ecuație a apărut... S-a schimbat polii puterii. Și de când o să fie și cel de-al doilea copil, se schimbă încă o dată. Deocamdată e pe acolo, pe undeva, prin interior. Da, o să mai avem un bebeluș, încă nu știm ce e.
Pentru mine vestea a fost copleșitoare și vreau să vă felicit și în cadrul acestei emisiuni și mă bucur din suflet pentru voi. Mai ales că Adina poate confirma, ne-am văzut noi la Han, la filmările emisiunii ei pe care o prezintă și te felicit pentru proiect, Adina. Și îi spuneam, și când mai faceți unul? A, nu, e suficient un copil, nu vrem să mai auzim de al doilea, nu am mai avea cum, suntem destul de solicitați. Așa, așa și parcă am acum. Avut gura aurită. Parcă așa spune și acum. Cam da. Târziu. Eu sunt un pic speriat de vestea asta și sunt sinceră cu voi, acum mă cunoște și tot din punctul acesta de vedere, în primul rând toată nebunia asta ce ne înconjoară, grija zilei de mâine și faptul că... Cum e cu doi? Exact, ia zi, cum e cu doi? Mai ești vreodată din tură sau ești facem în permanență? Facem un schimb de interviuri acum, să știi că atunci când ai un copil cunoști toate lucrurile, exact cum ați spus și voi, și te lovești și de problemele de sănătate, care nu sunt până la urmă probleme, ci imunizarea organismului unui sugar, respectiv copil de viitor. Da, suferă mai mult însă, părintele. Însă se echilibrează balanța cu doi copii. Și aveți toată încrederea că vă spun asta. Dacă pe primul lăsam să nu mănânce pufuletele de pe jos, pe Ingrid ia mamă că e mai bun, faci imunitate. Dacă primul îi spălam hăinuțele cu detergent de copii, celui de-al doilea n-a mai făcut asta. Și problemele s-au da, redus. Asta nu din lipsă de grijă față nici de al doilea părinte. Vorbă, ci pentru că știi cum știi este cum și da. Te-ai mai confruntat cu astfel de probleme. Știi că nu trebuie să mai ai disperarea că dacă vine bronșolita sau răceala, există toate sursele la îndemână să-l tratezi și ai mult mai multă încredere în propriile forțe și puteri. Vezi? De dormit mai dorm noaptea? Sau cel puțin acum au crescut. Auzi, Adina, la mine după atâta lăpta 4 ani de zile s-au legat, așa la mine am avut a fost un fel de Dallas, știi? Da, da. Cu un număr mare. Un serial cu episoade nesfârșit, la nesfârșit. Să ne ajute Dumnezeu. Când am aflat că sunt însărcinată, nu i-am spus lui Cătălin, i-am spus prima dată lui Andrei să-i deci văd reacția. Deci a aflat prima dată vestea copilul vostru. Da. Am aflat, nu mai știu, ca zile. Cred că miercuri seara am făcut un test, a ieșit pozitiv, până a doua zi dimineață n-am suflat nimic. Vai de mine cât ai putut să fii de... A doua zi dimineață am făcut un al doilea test sperând să iasă negativ. A ieșit tot pozitiv. Nu s-a întâmplat lucrul ăla. Cătălin a fost la o înregistrare la Vărul, la emisiune, la restaurant. I-am scris că l-aștept cu o surpriză, probabil se aștepta la o altă surpriză. Nu o fac o surpriză. Ai făcut tu planurile, ai cam aranjat cărțile, Cătălin. Da. Nu mă pricep la făcut surprize I-am răspuns, ce-ar fi o surpriză să doarmă Andrei când ajung acasă. Zice, bine, hai că discutăm. Și între timp am luat copilul de la grădini și am început să tatonez terenul. Mami, uite, ce spui dacă mai fac un bebeluș? Și Andrei fiind fan lapte, de când s-a născut până în ziua de astăzi, dimineața, dacă s-ar putea și la prânz și seara lăpticul, a zis copilul către mine, mami, nu mai beau eu lăptic să-i rămână bebelușul. Beau numai ceai să crească bebelușul. Și de atunci vine din când în când și pune mâna pe burtică și o pupă și zice, dăguțul meu, adică drăguțul meu de bebeluș. Și-ar dori un frățior, acum nu știm, deja Andrei ne-a dat și ne-a sugerat două nume, dacă e fetiță să-i spunem Ana Maria și dacă e băiat să-i spunem Alexandru. Nu. Prima dată zic, dacă e băiat, să-l cheme tot Andrei. Da. Tot Andrei. Dar oricum îmi amintesc de Andrei cât era de mic, dacă nu trăia o păpușă după el. Vreți să spun ceva? Clar vrea. E aceeași păpușă, doar că o are de două ori. Dar mai are păr, e ok? Mai are jumătate din codiță. 30%. Și deci el va fi un tată responsabil, ascultați-mă Lavinia, ce vă spun. Noi l-am întrebat pe Andrei, dacă când vine bebelușul, o să-i dai jucăriile? Da. Toate. Și am zis și pepușa, respectivă păpușa. Nu. Deci, nu. Totul până la pușa. Totul până și la pușa. Și prietena mea. Dar pe voi ar trebui să vă bucure foarte mult atitudinea lui Andrei vis-a-vis de venirea pe lumea celui de-al doilea copil al vostru, pentru că nu este egoist și pentru că îl așteaptă cu mare drag. Păi asta cred că mi-a mai luat și mie din griji și din sperietură, știi, când îl văd pe el că e așa de încântat. Plus, aici, de față. O să rămâneți uimiți cât de mult se va implica în lucrurile pe care tu o să le faci. N-o să-i mănânce vis-a-vis de băiță, totuși... cremă, schimbat de scutece. Serios, nu n-o să-i mănânce laptele? Nu, când îi dau biberonul să îl punem în camera. E mai mare decât era Mati când a venit surioara. Cât avea Mati? 2 ani? Da, 2 ani și, da. Ani și jumătate. Andrei are 4 ani și jumătate. Păi imaginați-vă că va fi mult mai frumos și mulți înainte.
Nu, Doamne ajută să-i dea Dumnezeu răbdare lui Dana și de acum încolo. Că care, uite, proiectul nostru se dezvoltă până într-o zi, probabil. Care sunt cele mai frumoase clipe pe care le petreceți împreună? Acum n-am mai petrecut doar noi doi. Pentru că așa au fost vremurile. Astea sunt vremurile. Împreună pe... toți trei. Nu, noi doi, eu tânjesc. Împreună toți trei sau împreună noi doi? Împreună toți patru. Alea sunt. Din alea sunt. Momente sunt. Însă tu ai spus că tânjești după momente în doi. În doi, da. Și poate ți-amintești că la un moment dat chiar am luat atitudine și am plecat 3 zile la Roma. Lui Cătălin a fost foarte ciudat. Cum? Să o chemăm pe Miții să rămână cu Andrei și noi doi, numai noi doi, să plecăm așa de nebun, să... Da, mie, să știi, a fost cea mai... frumoasă experiență, frumoasă, nu? Experiență și mișto excursie pe care am luat-o. Pentru că din când în când mai ai nevoie. Mai ai nevoie de, și de un restart, să vezi de un refresh ceva. Da. Noi am fost în permanență într-o buclă. Evident, pentru noi prioritare au fost evenimentele, să nu dezamăgim publicul, pe lângă asta și serviciul. Cătălin lucrează în alt domeniu, cei de acasă știu, eu sunt prezentator, eu fac moderator, parte, da, din familia Etno, uite, de 10 ani de zile. Am avut noroc și probabil simți și tu lucrul acesta, că nu lucrăm zi de zi, nu venim zi de zi la muncă și ne putem ocupa și de... E un program de... flexibil. Exact, da. Avem program flexibil, ne putem ocupa și de casă, și de mâncărică, și de câteva copil, hăinuțe spălate, și de copil. Eu nu pot să mă lau un program flexibil, că ajung și seara la 7, la 8 acasă, de asta poate unii telespectatori se întreabă și întreabă mai ales pe Adina pe rețele de socializare, că unde-i Doinaș, de ce nu mai că apare, nu ce s-a întâmplat prezent, cu voi, că nu v-am mai văzut. Da. Oricum, la filmările de sărbători trecute n-am participat, că n-am putut din cauza programului de la muncă. Și am primit telefoane și el și eu. Dacă mai sunteți împreună. Exact. Da, dacă am divorțat. Foarte multe dintre telespectatoarele noastre, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Și îmi scriau mie, le scriau apropiaților noștri, soliștilor, îmi trimiteau soliștii mesaje, ia uite ce mă întreabă. Nu se pune problema de așa ceva, doar că mai muncim, nu putem fi împreună toată ziua și așa e bine, că la un moment dat, când prezentam Zestrea Neamului împreună, Cătălin era în concediu de paternitate, acasă eram cu Doinaș, la serviciu eram cu Doinaș. Parcă erați, vă sufocați reciproc. Stop! Hai să trebuie delimită. Să la servici. Doinaș, du-te la servici, trebuie să te duci la servici. Acum, toată ziua împreună, ai nevoie și de un respiro. Nu zic că nu facem echipă bună, dar din când în când, nu, și se la relaxăm. Fotbal, după prima repriză, pauză, 15 minute, să te exact, energizezi, să te hidratezi. Asta înseamnă că e rețeta succesului. Da. Adina, cum îți regândești și îți redimensionezi iubirea de femeie acum, după ce ai cunoscut dragostea aceasta de mamă? S-a schimbat în tine ceva? Ești mai sensibilă sau privești dragostea altfel? E clar că se schimbă. Deci până nu ajungi, degeaba îți spun. Spune, știi, da. Vorbeam când eram însărcinată prima dată cu Andrei, chiar și pe tine te întrebam cum e, ce se schimbă. Și îmi spuneai, așa ceva n-ai mai trăit. Dar nu vreau să știi câte mesaje trimitea la Vinia pe WhatsApp. Și derula Adina de la început, că nu înțelegea tot ce spunea. Păi nu înțelegeam. Până în momentul în care pur și simplu ți se pune copilul la piept, când l-ai luat prima dată în braț, gata, de atunci... Totul se schimbă, parcă, în jurul tău. Nu. Te naști a doua oară. Te naști a doua oară, exact. Dar a doua oară când naști, cum e? Te naști a treia oară? Te naști a treia oară? Nu, cred că se poate. Fel. Dar te naști a treia oară că vine un nou acum membru. Acum sunt, da, din nou, m-ai făcut curioasă. Există șansa să nu-i pot iubi pe amândoi copii? Nu, e același lucru, este? Și ne spune că pe unul întotdeauna îl iubești mai mult, nu există așa ceva. Nu există. Asta depinde cum îți coordonezi tu totul. La mine n-a existat, dă ei că e mai mică, nu am cedat niciodată. Pentru mine au aceeași valoare sentimentală și pentru mine sunt egali și din punct de vedere sentimental și ca atenție. Da. Într-adevăr, mă potrivesc cu fiica mea că e cu unghiile, cu rujulețul și normal suntem din poveste, nu pot să schimb prost la mașinile copilului sau mai știu eu ce. Dar nu se pune problema de sentiment. Da, eu mă mai amuns cu Doinaș și zic, Doinaș, am scăzut. Și că tot am vorbit de sentimente tăi. Acum, l-aș întreba pe Cătălin ce a rămas în tine de copil, Cătălin. Băi, tot. Oh. Tot.
Adică eu sunt copil, nu, încă sunt la vârsta copilăriei, preadolescență, mi-am propus să trăiesc 122 de ani. Deci pentru tine vârsta e număr, atât? Nici măcar. E vârstă. Nu știe niciodată, eu îl mai întreb așa prin casă, câți ani face anul ăsta și niciodată nu o nimerește, nu știu dacă o face dar intenționat. Nu, nu vreau să, nu țin... Îi spun eu și zice, chiar atât de afară, pe care ia calculatorul și face anul nașterii 2021 minus 1984 și mai dreptate, fac 37 anul ăsta. 37? Uite, ma, asta e. Iarăși, mulți ani înainte sănătoși. Mulțumesc. Cătălin, da, 25 la minte. Ce cred că ajută, știi ce îl ajută? Îl ajută, eu cred, în zodiac, în zodii, în... Cătălin e zodia balanță, e zodie de aer. De asta și expres aerian. Aerian, da. Da. Și aerienii ce fac ei? Sunt atrași de ce? Atât asta trebuie să zici. Trebuie să-i aducă și pe ei cineva cu picioarele pe pământ. Așa, e foarte adevărat. Parașuta. Una deschisă. Că dacă nu, dacă nu se deschide parașuta... Se închide și aia, plonjăm pe sol. Pa. Cătălin, ce calități capătă oamenii care au copii față de perioada în care nu erau părinți? Adică ce calități ai căpătat tu ca om de când ești tată? Bă, cred că în primul rând grija. Și mai multă răbdare. Eu chiar dacă am căpătat și mai multă răbdare. Dar ți s-a întâmplat să zici, cred că am nevoie de respiro, să mă detașez puțin, să nu mai am această grijă și în același timp să-ți vină în minte că o vei avea permanent pentru copii. Nu. Tăi. Adina mai spune, Doina, ai nevoie de un respiro, că te simt deja încordat. Dar eu nu mă simt încordat. Nu, mi se pare ok. Nu, Cătălin, mie mi se pare că a trecut în extrema cealaltă, își iubește așa de mult copilul, încât nimeni nu face bine pentru copilul lui. Da, ajunsese are... să dau sfatul lui mama. Da. Deci pe soacra mea și am zis, Cătălina, mama, pe tine, ia te-o făcut, ia te-o crescut, ia te-o educat. Cum să-i spui lui mama că nu i-a făcut laptele suficient de cald copilului? Și pe mine așa mă corectează. Deci dacă pe eu tine făceam, normal că te corectez. Dacă îi dădeam, nu știu, era copilul sub un tratament. Venea, i-ai dat? Cât i-ai dat? Ia să văd. Ia, dacă îi luam eu temperatura, n-avea încredere. Da, mai... Păi în casa voastră tu să fii soacra. Zici? Da, clar. Nu. Păi dacă tu îi spuneai așa, da. N-avea încredere, vezi? N-avea încredere, nu. În rest, n-are o problemă. Ei, totul până la copil. Poate din prea multă dragoste copil, și protecție. Da, eu înainte să-l avem pe Andrei, n-aș fi avut încredere în el că poate să facă față situației de a avea un copil. Îi spuneam, păi tu o să te duci în undeva, în parc și o să vii acasă fără copil. O să te duci cu copilul și vii fără el și o să te întreb unde e copilul și tu să zici care copil. Care copil? Da, are momente adică de genul. Asta era percepția ei vis-a-vis de talentele mele paterne. Da, s-a schimbat. Nu s-a schimbat, eu sunt la fel, doar că în percepția ta s-a schimbat. Viziunea față de mine. Poate asta, da. Are răbdare foarte multă, Cătălin. Acum că tot o să fiți cu adevărat familia împlinită și completă, pentru că veți avea doi copii, mă gândesc dacă vei fi la fel de implicat în grija față cel de-al doilea. Eu nu. Și am spus Adine că nu există diferențe între unul și celălalt. O să fie la fel, pe locul unu amândoi. N-are cum. Vezi cât de frumos. Eu zic să încercăm să nu mai facem greșelile pe care le-am făcut în creșterea lui Andrei, că l-am cocoloșit un pic. Greșelile de care vorbim, mă rog, greșeli, că nu-s greșeli. Lasă-l să mănânce pufuletele de pe jos, nu mai scutura. Da, da. Lasă-l să mănânce singur, să se murdărească. Noi, până, nu știu, la 3 ani, îi dădeam noi lui Andrei să mănânce. Au ajuns copilul la grădii și plângea că el nu vrea la grădii să vină mami să-mi dea de mâncare. Păi este clar că la al doilea copil nu o să mai fac, da. Copilul se arată și zice, e guia goală, e guia goală. Vezi, nu l-ai adus pe lume și deja știi care nu sunt. Trebuie asta să vă spun că o să vă fie mai sunt ușor. Sunt setate reperele. Da. Nu sunt setate reperele. Păi da, și tu zici, nu mai cumpere angro toate prostiile pământului, că știi ce trebuie să fie necesar. Strictul necesar, corect. Și așa nu le folosesc. De ce mama supără? Câte am șeruit noi de la copii, de la unul la altul. Parte să păstrez hainuțele lui Ingrid. Vreau să te mai întreb, că tot am vorbit de calități, care sunt defectele ale de data mele? Aceasta. Nu defectele tale, cât cele dezvoltate sau, de fapt, căpătate de când ești tu părinte.
Aerianismul, există cuvântul ăsta în deț. Îl inventăm acum, e sub lupă totul. Da, sunt ușor așa ieșit de pe frecvență câteodată. Mă, nu știu dacă să jucatul pe telefon e defect. Eu acolo zic că mă detașez. Mă relaxez. Până în momentul în care se ridică tensiunea soției mele și refulează. Mi-a spart un telefon pe subiectul ăsta. Adică nu l-a spart, l-a făcut franjuri. Și era nou. Și că l-a făcut franjuri. Pe greșe. A trântit cu el. Știi cum se face un telefon când îl trântești pe greșe așa cu toată forța? Și care a fost reacția ta? Acum trebuie să-mi spui. Nicio reacție. Ai rămas... Da. Am zis, va trebui să-mi cumpere altul. Că nu mai am pe ce să mă joc. Ce cumpăr și să ți-l spar și pe ăla dacă nu-ți dezinstalezi jocul. Da, asta jocuri. Așa i-am spus, da. Eu ți-l cumpăr, da. Eu zic, promit, dar cu prima ocazie când te-am văzut cu jocul, l-am spart. Eu... Cătălin, dar cât poți să dar fii de calm? Dar colegii tăi, voștri, noștri, m-au învățat să mă joc niște jocuri pe telefon. E am o vina pe ei. Acum ei mi-a deschis... Până să fie jocul ăla, era altul. Stai liniștită, că doar le știu pe toate. Bias cu avioane, bas cu nu știu. Dar care sunt motivele principale ale discuțiilor de familie? Că eu când aud cuplul ăla, nu există totul, e lapte și mire, nu este adevărat, pentru că și conflictele sunt constructive. Păi, de exemplu, odată ne-am certat din cauza că am tras pe draperia. Eu am plâns, m-am supărat foarte tare. Am tras draperia, băi băite, o zi jumate n-am vorbit unul cu altul. Că de ce am tras draperia? Și mă stăt și mă gândesc, ce trebuie are draperia aia? În funcție de academic. Momente, se întâmplă să te trezești cu cap fața, s-a pusă sau nepusă. Fața la cearceaf și să nu-ți convină, nici că de ce-o pus paharul cu apă pe masă. Că ce el știe că trebuia să-l pună în partea cealaltă lângă el. Na, cred că ne plictisim așa. Și țineți ranchiuna, adică țineți dușmănia așa mai pe înțelesul. Mie trece mai repede, el se supără mai rar, dar și când se supără, rămâne supărat. Un da, pic, supărat. Un pic mai mult. Ea refulează, în schimb. Da. Ia uci vecinii când refulează. Păi dacă așa mă exteriorizez, nu-i mai bine să spargem ce e de spart? Decât să ne dăm în cap, cum e vorba, da, nu? Și colaborăm în toate domeniile, și în bucătărie, colaborăm... Care a fost ultima ceartă și pe ce subiect? Când a fost, de fapt, azi, ultima aseară. Ceartă? Aseară. Azi dimineața. Oh, mai proaspăt. Nu, aseară, de fapt, de început de aseară, azi terminat azi dimineața. Așa? Aseară, de ce? Aseară, că în momentul în care făceam ia mai mult bagajele pentru astăzi, să mergem la emisiune. Da, Cătălin se juca pe telefon. Nu, mă jucam cu copilul că i-am cumpărat două pistoale și trăgeam după niște ținte prin casă. Și se juca pe telefon, nu se juca cu două pistoale. I-am cumpărat o pușcă și un pistol și am făcut niște ținte prin casă. Și Adina auzea, poc. Și l-am chemat pe Cătălin să stabilim cum ne îmbrăcăm astăzi la emisiunea ta. N-am răspuns la apelul bocanciului la primul apel și am venit... Ai aruncat cu bocancul după el? Am venit a patra oră la apel și era deja turbată, știi? Nu, a venit a patra oră cu Andrei după el și Andrei, când m-a văzut, mi-a tras un glonț. Și m-au apucat toate cele. În primul rând pe tata s-o, că de ce i-a cumpărat pistol cu gloanțe, că nu se poate așa ceva, chiar dacă gloanțele alea sunt din burete. Copilul, cum am văzut, direct să treagă cu pușca în mine. Și primul apel cum a fost către Cătălin? Ai Cătălin, ai ridicat să... tonul? Să mă audă. Am vorbit atât de încet încât n-am auzit. Adică am și... Deci se poate și așa. Am vorbit frumos. Prima dată, a doua, a treia, că mișcă... Îmbracă-te, cu ce te îmbracă? Deja era. Și eu zic, dar de ce se le vorbesc că minți bune? N-am mai înțeles ce-o zis, dar era atitudinea, știi? L-am rugat frumos să-și facă bagajul pentru astăzi și de dimineață l-am întrebat. Și l-am făcut, după ce s-a calmat situația, bine, s-a dat pe silent, s-a dus în baie și a făcut ce s-a dat. Eu m-am dus în bucătărie, mi-am făcut treaba de bucătărie, am pus copilul, eu fac baie la copil. Păi dacă e băieții cu băieții, fetele cu fetele. Așa? Doamne, de să fac un băiat. L-am pus în pat la culcare, mami m-a dus... M-am dus, l-am pus în pat pe Andrei, l-am pupat pe frunte, noapte bună tati și deschid de ochii. Să te duci să pup și pe mami. Că tocmai ce terminase. Poate mami nu vrea să fie pupată. Ea nu a zis nimic. Mami, noapte bună, să te pup. Noapte bună, încă o dată, nu a răspuns la pupat. Și ne-am retras, au venit dimineața, eu am dormit cu copilul, iar cu copilul, celălalt din burtică. Și dimineața pe drum încoace, Doina, ți-ai pus curea? Nu. Din nou turatul, maxim. Și noroc că l-am întâlnit pe Monsieur Burescu și mi-a spus, este mai elegant fără curea. Ai văzut? De aia, de fapt, nu și-a luat curea?
psihic am gândit-o înainte să acționez. Asta a fost o întâmplare... Mai sunteți deliciuși. Cât de cât ok, că aici are o poziție în care nu îi se vede lipsa. Vrei să mă ridic în picioare? Nu, Doinaș. Am nu, plecat la tai spectacol. Cadrul și mă ceartă Vance, te rog, eu stai cu mine. Am plecat la spectacol și l-am rugat pe Cătălin să-și facă bagajul, că eu n-am avut vreme. Eram foarte ocupat în perioada aia. Da, și am ajuns pe la Brașov și l-am întrebat, ți-ai pus costumul? Și Cătălin m-a întrebat, care costum? Asta unde mergem? Păi la spectacol. Păi și ce costum? Cânti în costum elegant sau un costum popular? Că eu mi-am luat costumul popular la mine. Și a cântat cu un costum popular decăpătat, cu niște cizme mult mai mari, cu o cămașă de la cine? Și ți-am spus, băi, cântă costumul? Cântă Doinașul. Cântă Doinașul, da. În costum decăpătat. Contează și cum rămâne Doinașul, cum are apare pe scenă. Vezi ce înseamnă, măi, lucrurile astea cred că pleacă și din educație. Păi apropo, și dacă are ea simțul ăsta estetic și este ordonată mental și setată pe costum călcat, cămașă călcată, toate episoadele astea, de ce să mă mai încarc și eu? Oricum nu le filtrez. Și zic, da, fac eu costumul și mă trezesc că n-am o cizmă sau ceva. Evit lucrurile astea de la început și o las pe ea. Adina, când i-ai spus ultima dată te iubesc lui Cătălin? Când ți-am spus Doinaș? Nu știu. Cred că zilele trecute. Că mi-a scris pe mesaj, iar la servici. Ea mi-a scris, eu mai mult vorbesc. Era tu certat sau? Nu, nu, dar nu ținem supărare. Am trecut peste, râd de el. I-am zis, o să te fac de minune că n-ai curea. Atât, nu. Și tu, Cătălin, când i-ai spus Adinei ultima dată? Aseară, înainte să ne certăm. Adică nu înainte să ne certăm, înainte să nu-mi fac bagajul. Deci e mai proaspătă? Da. Nu, în fiecare zi spun bub, că așa spun bub. Nu știu de ce, dar ce spun bub? Nu știu. Ia cum ai zic, te iubește tati. Vă iubește tati. Ce frumos! Acum ne-am aflat în cadrul emisiunii că tu îi dădeai trandafiri Adinei. Iar mă întorc în episodul. Da, mai trebuie să ne reamintim de momentele frumoase. Însă tu, Adina, ce ți-amintești că îi dăruiai sau cu ce îl surprindeai tu pe Cătălin? Cu mine. Vă așteptați la răspunsul ăsta? Eu da. Cu ideile mele, cu... nu știu. Cu mine, în general. Nu trebuia să scot un as din mânecă. Mai știi când ți-am adus un iepuraș viu acasă? Da, de Paști. Cred că primele sărbători pascale pe care le-am petrecut împreună. I-ai dăruit un iepuraș? El mi-a dat mie. Tu i-ai dăruit? Da, tot el. Da. I-ai dat pe tine. Tu erai iepuraș, Moș Crăciun, tot ce trebuia. Iepuraică. Știi ce se întâmplă? Cătălin nu pune preț pe lucrurile materiale. Indiferent de ce i-aș cumpăra cadou de ziua lui. Nu-l surprinde nimic. Mulțumesc, da, 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 da. Lucruri care știu că îi plac. Lucruri care sunt utile. Mulțumesc, e așa. Și atunci, de ce să mă agit? Dar cu ce crezi că te-ar surprinde, Adina? Ce ar trebui să-ți dăruiască ca să te încânte așa atât de mult? Nu știu, nu m-am gândit la treaba asta, dar dacă mă lași să mă gândesc, o să-ți spun, cred că m-a surprinde dacă nu s-ar mai... dacă n-ar mai erupe. Nu s-ar mai exterioriza. Și n-ar mai sparge. Eu cred că atunci se pune un semn de întrebare că se întâmplă ceva cu mine. Da. Nu aștept să mă surprind, îmi place așa cum e. E surpriză. Am zis mai devreme într-o emisiune, e ca un cocktail. În care trebuie să iei așa câte puțin. Deci, exact cum am spus, sarea și piperul. Formați cuplu extraordinar de reușit. Acum nu știu cât de reușit suntem, că suntem în permanență așa, într-o competiție unul cu altul. Tocmai de-aia vă place, nu aveți timp să vă plictisiți. Da, probabil. Păi, cu siguranță de asta funcționează. Știi, eu, focul și apa. Unul arde, altul stinge. Și invers. Adina, ce lucru sau învățătură sau obicei din copilărie despre care știi că îți făcea plăcere, îl folosești acum ca mamă pentru Andrei? Cred că joculețele astea. Mi-aduc aminte că îmi plăcea foarte mult să colorez. Chiar am văzut de curând la un magazin un joc, nu știu să-ți explic cu ce, ca un fel de pioneze colorate, să le pui pe o tăbliță cu găurele. Când am văzut, am zis, asta făceam eu la grădiniță, da, trebuie să-i cumpăr copilului meu. Și am construit amândoi, nu sunt fan mașinuțe, nu sunt, mi-au plăcut păpușile.
În schimb, jocurile astea ale copilăriei și chiar am răbdare. La capitolul ăsta am răbdare cu Andrei. Nu are el răbdare și atunci mă debusolează. Mă debusolează un pic, dar îmi este drag. Cu cine înseamnă lipsa asta de răbdare noi, Andrei? Te întrebi așa? Întreb, dar răspunsul ți-l găsești? Nu. Încă îl caut. Contrar așteptărilor voastre, când eram mică, eu eram foarte dumoală și foarte cu minte. În schimb, eu eram Dumnezeu. Minutul și trăznaia au fost Cătălin. Și n-ai fi zis. Și da. Mi-a zis mama ce era foarte iute, dar Andrei te întrece. Adică e păi detașat. Păi se spune că copiii trebuie să-și întreacă părinții. Și acum că tot am zis de părinți, ce ți-amintești, Cătălină, că primeai ca și povețe de la părinții tăi și poate și tu le folosești acum în educația copilului? Poveții. Eu am crescut și cu părinții și cu bunicii în aceeași curte la țară. Povețe prea puține, pentru că viața la țară nu se compară cu nimic. Eu cred că acolo mi-am pus bazele mentale sau psihologice, așa. M-am atașat foarte mult de glie, de românism, de rădăcină și de credință, când mă ducea bunica mea în fiecare duminică la biserică, și vreau să cred că și Andrei trebuie educat tot în spiritul ăsta românesc, al vieții de la țară, pentru că e o viață simplă, o viață sinceră, o viață modestă și curată și cinstită. Cât de frumos, Adina, tu? Eu n-am crescut la țară, tânjesc acum, când îl aud pe Cătălin vorbind așa de frumos, tânjesc după lucruri de genul acesta. Eu am crescut în Făgăraș. Nici comună, nici oraș. Da, mie mi-au plăcut lucrurile moderne, alor mei la fel. În schimb, de fiecare dată ai mei mi-au spus așa, să fiu respectoasă, să fiu punctuală, să nu întârzi niciodată. Tatăl meu a fost în cadrul armatei și probabil de asta m-am olipsit cu microbul acesta. De asta cu apelul acesta. Bocancilor, când zici de prima dată te aștepți să vin da, fiu planton. Da. Adică dacă am zis acum, nu peste 2 minute. Așa. Și eu am avut o copilărie frumoasă, dar nu atât de colorată ca a lui Cătălin. În schimb, mă bucur că lui Andrei îi place cel mai mult acasă, la țară, la Crihalmă. Îi place neașteptat să meargă cu Bubu, cu bunicul, cu socrul meu, să meargă cu Bubu la grajd, la vițeluș, să dea de mâncare la găini, să adune ouăle, să ude grădina, să adune roșiile din era grădină. Era așa de încântat. Vara trecută, când am mers în grădină și au luat roșiile cu mama, că sunt roșii din alea așa mari, cărnoase. Mami, uite asta, eu am pus apă, eu am crescut, maie, oașa e bună. Dar nu mănâncă roșii, numai îți prezintă produsul. Adună roadele. Da. Și să, adevărata dovadă că e copilul lui Doinaș, peste tot pe unde vede tricolorul, spune, uite steagul României, uite steagul României. Și acum începe am pictat. Noi suntem români. Am pictat împreună de câteva ori tricolorul, drapelul, și maica mea zice, cu cine a făcut desenul ăsta? Clar, cu Doinaș este. Da, nu neapărat. Dar când era însărcinată cu Andrei, la cântecele patriotice, Adine se făcea pielea de găină și la rock. Da, știu, da. Mi-amintesc. La muzică rock și la cântecele patriotice reacționam, dar nu așa, până la lacrimi. Nu știu de ce. Poate că prevestea rădăcina. Da. Se întâmplă des ca modul în care vă educați copilul să necesite o comunicare între voi? Vă întreb asta pentru că sunt părinți care deseori au discuții sau contraziceri, pentru că unul spune nu-l certa, celălalt spune da, ceartă-l. Zilnic. Eu sunt un pic mai severă cu Andrei. Cătălin mai permisiv. Da. Și simte copilul treaba asta. Și clar că dintre noi doi îl alege pe tati. Că mami aia care ne mai ceartă din când în când. Dar dacă îmi pleacă tati la servicii, e lapte și miere cu mami. Da, dar atunci e și cu minte. E și cu minte. Păi cu știe că acasă, rămâne cu... Da, cu mine acasă, nu avem probleme. Nu mai are centură de siguranță. Când apare tati necoasie, e gata. Da, nu că și eu mă mai zburlez la el câteodată, că mă scoate din serite. Și atunci se duce la Adina. Da, da, Adina nu le-am brațe, că hai la mami, mai fac când fac intenționat să realizeze Cătălin că n-a procedat cum trebuie. Hai că nu se întâmplă des lucrul ăsta, nu mai vorbim. Da, s-a întâmplat. Care este cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care ai făcut-o Adinei, Cătălin?
Mă, nu e siropos așa nu. În cuvinte. Cea mai frumoasă declarație de dragoste e Andrei și următorul. Ce frumos. Da. E, copiii sunt cea mai frumoasă declarație de dragoste. Iar tu, Adina? Copiii, clar! Mă uit la voi și vă cunosc de atâta timp, dar în același timp mă uit la Adina cât e de schimbată, pentru că exact cum a spus Cătălin la început, aveai 10 degete, 9 era Adina, acum s-au schimbat prioritățile și mă uit la ea că și ea vorbește cu atâta dragoste despre și copii și că e mamă pe locul 2. Pentru... Da. Mă rog. Vezi, instinctul acesta, exact cum spunea Adina, nu e înțeles până nu te vii mamă. Nu treci prin da. Situație. De asta, probabil, simte nevoia să ne detașăm un pic, măcar 2-3 zile. Bine, să vă detașați, să fiți 4 și să rămâneți 3 până la urmă, că nu mai e mai multă detașare. Să recâștigăm timp pentru noi doi. Mie mi se pare că orice ieșire și, nu știu, să avurăm o cafea în oraș, doar noi doi. E o deconectare telefon, fără... și un exact, vibe bun. Exact, dar face ceva. Pun într-o paranteză cu telefon. Fără jocuri pe telefon, fără... Da, când m-am jucat pe telefon, când am ieșit în oraș? Păi nu, că mergem la teatru sau mergem la un spectacol și cum să nici stai măcar la teatru... n-am avut la mine. Da, cum să stai la teatru cu telefonul în mână. Mi-era drag din când în când și țineam cont de treburile astea până acum un an de zile. Da, ziceam... Cam o dată pe lună ieșeam doar noi doi pentru noi. Care ar fi trei lucruri care vă ajută sau care ajută relația să funcționeze atât de bine? Răbdare, înțelegere, aici intră și un mic compromis. E și comunicare. Și comunicare, te sunt mai multe. Și iubire și le respectați în mod egal? Și iubire și sinceritate și implicare. Îți spun cum, îți spun, nu neapărat procentual. Lasă Cătălin de la el, mai lasă încă o dată Cătălin de la el, mai lasă Cătălin de la el, mai las și o tură, mai las iară Cătălin o tură, două, mai las și o tură, cam asta e situația în cazul nostru. Pandemia aceasta, sau izolarea de fapt, criza în care am intrat, cu ce a contribuit rău și mai bun în familia și activitatea voastră? Rău un singur punct e, că financiar, financiar e rău. Dar în rest... Că... Doar bine, doar bine. Că am stat acasă cel puțin cele două luni în care am fost uite, în stare de urgență. Am stat acasă. Doamne, dar ce ne distram. De un an de zile suntem într-o continuă dietă. Am zis și treaba asta artistică. N-am mai participat la evenimente. Ați făcut o detoxifiere, Cătălin. Da, cred că ne-am pierdut dar nu era exercițiu. Necesară. Ne-am pierdut exercițiu la cântat. Ne e dor, noi ne încărcam de la public. Ne e dor de oameni să-i vedem, să-i vedem cum joacă, nu să stea speriați, că așa am avut câteva evenimente, câteva spectacole. E nu crud e același să vezi confort. Oamenii cu masca da. Pe față, să uite speriați la tine. Nu știu, e ceva dar de neimaginat, neînchipuit. Faptul că o trebuie să stăm acasă și să ne jucăm cu Andrei, am împrumutat din copilăria lui, vă dați seama. Și v-ați bucurat ne-am jucat, ne-am jucat, am făcut mâncare împreună, ne-am... Cât am cântat? Și câte n-am mai făcut? Câte n-am urmare? Mai făcut? Cum să ne creștem copii în speranța că vor avea o viață fericită și ce ar trebui să învățăm? Sau chiar și noi ca adulți, ca părinți, ar trebui să ne învățăm? Mai întâi noi să ne învățăm, că noi, se pare că noi creștem deodată cu da, puiuții noștri. Educația asta trebuie să vină în paralel. Ne educăm pe noi, educându-i pe ei, sau educăm pe ei, educându-ne pe noi și aducându-ne cu picioarele pe pământ, că uneori parcă prea ne ia valul. Și nu ne lasă societatea asta să... Nu știu. Trăim niște vremuri tulburi, în ceață, nici nu mai știi către ce să te îndrepți. Că dacă zici într-un fel, oricum societatea divizată și împărțită, orice îi spune, orice îi spune ești într-o tabără sau alta. Și automat apar conflicte. De partea cealaltă bariere și atunci încerci să ții copilul, cum am spus mai devreme, cu decență, să fie înconjurat de dragoste, de vorbe bune, să fie sincer, să nu mintă, că de obicei copiii au tendința asta să derapeze ca iar să scape pasma curată. Sunt la vârsta la care asta se întâmplă. Și acum asta se autoeducă ei. Sunt mult mai precoce decât eram noi. Eu am avut primul telefon în clasa 12-a. Așa era. Cu antenuță. Și dacă întindeam antena, ziceai că stație de emisie recepție.
Bine, vezi, de asta trebuie să ne adaptăm vremurile. Au și, da, trebuie să te educi tu pe tine ca părinte ca să poți să-i oferi educația copilului tău. Contează foarte mult și ce vede și, în casă și copilul. Ca să-l și protejezi față de tot ce se întâmplă în jur. Că nu știi din ce parte poate veni pericol. Și acum nu vorbesc neapărat de pericol fizic. De pericolul care stă în spatele... Influențează, da, emoțional, psihic și multe alte aspecte. Într-adevăr, așa sunt, este. Foarte multe necunoscute și ne luptăm noi în primul rând cu ele. Și trebuie să le facem față ca să putem să ne protejăm pruncii. Echilibru unde vi-l găsiți? Acasă, în liniștea familiei sau obișnuiți, nu știu, în casa părintească, pentru că știu că mergeți des și la voi acasă? Acasă, la noi, zic eu. Acasă, acum eu acasă spun și acasă la Făgăraș, acasă spun și acasă la Crihalma. În schimb, totuși, acasă pentru mine este cuibușorul pe care ni l-am construit împreună. Acum trebuie să faci și mici modificări în cuibușorul. M-am gândit și la aspectele acestea. Eu mă gândesc... Îmi amintesc cât de frumos a decorat roșcuța noastră, camera copilului. Acum va trebui să o împart. Ea are elemente de decor pentru fiecare anotimp în parte. Da. Când vine iarna, își pune oameni, moși, zăpadă, moși, steluțe, oameni, luminițe. Vine primăvara, apară iepurașii, ghiocei, rățuștele. Vine vara, scoici, bărcuțe. Vine toamna, frunzulițe, adunăm castane. De uneași trebuie să strângem castane, frunze uscate și așa mai departe. Dar e foarte frumos. Nuci. Trăiește anotimpul așa cum se cuvine, nu? Fiecare anotimp. Le trăim și pe alea importate, că acum costumează locuința cu d-astea, cum le zice? Specifice Halloween. Halloween, Valentine's Day, că suntem în luna februarie. Apropo, da, vine vrăjitoare în casă. A venit pe mătură, Doinaș, sau? Ea are și mătură la ea. Cu care te altoiește pe tine. Nu știu ce zice Vancea în casca ta, dar... Nu. Oricum a zis de rău, a zis de bine. Da, da, da. Nu, dau să-mi cumpăr și o mătură. Să fim un măturoi, o să... Și pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni extraordinare. Eu nu-mi dau seama. Nici eu n-am simțit. Mi se pentru pare că ne-am vorbit nimic. Noi două cu vorba în mod special. Da. Cred că ne... Noroc că eu nu prea vorbesc. Mi se pare că n-am vorbit nimic. E, uite, o provocare pentru tine. Te lăsăm la finalul emisiunii să ai ultimul cuvânt și să-i faci o declarație de dragoste. Că tot suntem în această lună a iubirii, jumătății tale, de măsură, de echilibru, de suflet, de pace. Acum, încheiem? Încheie tu, da. Aici nu pot să mă bag eu. Bine, atunci hai să le mulțumim celor care s-au uitat de la noi pentru prezență. Duce pe la Pitești, dă-o tră pe acasă, pe la Făgăraș. Nu vă faceți probleme, în scurt timp ajungem de trăbă, la mine. Nu, și acum lasă și toate drumurile duc la Roșca. Deci mulțumesc că m-ai întrerupt. Ați văzut ce înseamnă? Să ai omul care să te completeze. Uite, asta e un lucru care trebuie punctat. E persoana care mă completează, care mă duce de fiecare dată cu picioarele pe pământ, care nu neapărat mă temperează, de a-mi aduce și ea mie doza de echilibru de care am nevoie ca să fiu eu echilibrat. Așa, persoana care mă împlinește și persoana în care mi-a fost sortit să fiu. Și să fim așa pe același drum, pe aceeași cale bătătorită și să avem și doi copilași pe care să-i creștem așa de frumos, cum ne dorim. O declarație pământeană. Da, echilibrată. Așa este. Vreau să vă mulțumesc și eu că ați acceptat invitația, că a fost într-un cadru restrâns și atât de frumos. Și pentru cei de acasă, așa cum am obișnuit, până data viitoare să mai îmbătrânim puțin alături de cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere, dragii mei!